Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Astăzi, tot pentru voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită. Voie de care suntem interesați de îndată ce Îl cunoaștem. Întrebare care trebuie să marcheze întâlnirea noastră cu El. Așa cum s-a întâmplat în cazul lui Saul, cel ce a devenit Apostolul Pavel, este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 6, că El a întrebat: Doamne, ce vrei să fac? Această întrebare este absolut normală în fața unui Dumnezeu atotputernic, care vrem să devină Domnul vieții noastre. Iar modelul de săvârșit, de urmat pentru tot comportamentul, pentru toată activitatea noastră, este Domnul Iisus Hristos, care pe lângă faptul că a fost mântuitor, a devenit prin exemplu vieții sale pământești și modelul nostru de urmat. Este scris despre Domnul în Psalmul 40, cu reluare în Evrei, capitolul 10. Citesc acum din Psalmul 40, versetele 7 și 8. Atunci am zis: iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Așa să ne ajute Domnul și pe noi. Să ne amintim de momentul critic din Ghețimani, când Domnul Iisus Hristos, în condiția sa pământească, s-a rugat și noi vom avea astfel de momente și modelul lui este binevenit chiar și în cele mai critice momente, chiar și în cele mai relaxante stări. El s-a rugat spunând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. S-a depărtat a doua oară, versul 42, s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Aș vrea să observăm mai întâi că este important să cunoaștem voia Domnului. Aceasta e prima parte a lecțiunii noastre. Apoi, într-o a doua parte, să vedem că voința trebuie urmată de înfăptuire. Și într-o a treia parte ne vom opri la câteva aplicații și exemple pentru a aprofunda, pentru a înțelege, a ne fixa mai bine în minte aceste adevăruri. Și dar, în primul rând, cunoașterea voii Domnului. Apostolul Pavel scria în Epistola către Efeseni, la capitolul 5, versetul 17: De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Iată că a înțelege voia Domnului este un act al înțelepciunii cu care suntem hăruiți de Domnul. Că lumea întreagă trăiește în necunoștință. Lumina vine numai de sus. Voia Domnului este descoperită în Scripturile Sfinte, prin revelație, pe tot parcursul istoriei umane, de la primul Adam la al doilea Adam. Să luăm câteva referințe biblice pentru a înțelege cum putem să cunoaștem voia Domnului. În primul rând, citim Deuteronom, capitolul 4, versetul 10. Sunt cuvintele lui Moise, care amintea evreilor: adu-ți aminte de ziua când te-ai împătrișat înaintea Domnului Dumnezeului tău la Horeb, când Domnul mi-a zis: strânge poporul la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine tot timpul cât vor trăi pe pământ, și să învețe și copiii lor să le păzească. Deci, descoperirea voii Domnului a fost intenția Domnului. Apoi, descoperirea s-a amplificat, s-a extins și citim în Evanghelia după Luca, la capitolul 10, versetul 22, sunt cuvintele Domnului, vorbind despre
vremea sa, despre lucrările sale, că și legea a fost dată prin Moise, dar adevărul a venit prin Domnul Iisus Hristos, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul. Și, aici putem să ne încadrăm și noi, acela căruia vrea Fiul să îl descopere și Fiul vrea să ni se descopere. Un caz concret este cel al apostolului Pavel. El se destăinuia în Fapte 22, relatarea Evanghelistului Luca. Citim versetele 14 și 15. El, adică Domnul Iisus, i s-a descoperit pe drumul Damascului, apoi l-a folosit pe Anania să-l ajute să aprofundeze, pe Barnaba mai apoi, căci o parte cea importantă de bază care l-a calificat în postura de apostol a fost descoperită direct de Domnul, dar apostolul Pavel nu a neglijat și n-a refuzat și sfaturile primite de la Anania, cum aminteam, mai apoi s-a dus la Ierusalim să se consulte. Și aici avem cuvântul lui Anania în versetul 14, când îi zice: Dumnezeu părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe cel neprihănit să se auzi cuvinte din gura Lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Iată ce har a avut. Dar harul nu este doar pentru unii inițiați, ci este pentru toți cei ce vor să-L cunoască pe Domnul. El vrea să li se descopere în voia Lui. Astfel citim în Romani, capitolul 2, versetul 18, asta cu referire încă la ceea ce au avut evreii până atunci, scria pentru evreu: tu care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire de lucruri pentru că ești învățat de lege. Deci voia Domnului se exprimă în revelație. Așa cum scrie și în Evrei, capitolul 1, versetele 1 și 2, despre acest parcurs al descoperirii divine, al arătării voiei Lui. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moștenitor a tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Sunt și alte referințe biblice. Petru spune în a doua epistolă, capitolul 1, versetul 21, că nicio prorocie nu a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Deci, voia Domnului se descoperă pentru că este voia Domnului să se descopere ființelor noastre, oamenilor. În situații particulare, voia Domnului ne poate fi descoperită prin profeții, vise sau sfaturi înțelepte și prin orice alte circunstanțe pe care Dumnezeu îi le îngăduie și care vorbesc, explică voia Domnului. De aceea, cei de concept cesaționist, care cred că manifestarea darurilor spirituale a încetat odată cu încheierea canonului biblic, greșesc, fiindcă voia Domnului nu se referă numai la proiectul mântuirii, la legea, la principiile sfinte, ci și la diferite situații particulare. De exemplu, profeția lui Agab din Faptele Apostolilor nu avea nimic a face cu canonul biblic. Și astfel de profeții despre vremuri grele, cum au fost și visele lui Iosif altădată, sau visul lui Faraon, pot să apară oricând ca și o necesitate. De aceea trebuie să acceptăm și să dorim ca Dumnezeu să ne transmită voia sa pentru diferite împrejurări în care noi nu știm ce avem de făcut sau în care putem să fim perturbați de vreo altă voie a noastră sau altor oameni. Să luăm acum cazul lui Balaam, din care
vedem că trebuie să întrebăm pe Domnul în a înțelege voia Lui, dar din care înțelegem că Dumnezeu nu ne impune întotdeauna voia Lui, ci ne lasă libertatea de a acționa în voia noastră, evident cu consecințele care rezultă de aici. Să citim din Numeri, capitolul 22, începând cu versetul 8. Știm că Balac, împăratul Moabului, a trimis soli la prorocul Balaam să vină să blesteme pe Israel. Și scrie aici, Balaam le-a zis, rămâneți aici peste noapte și vă voi da răspuns după ce îmi va spune Domnul. După cum îmi va spune Domnul. Dumnezeu a venit la Balaam și a zis, cine sunt oamenii aceștia pe care ai la tine? Balaam a răspuns lui Dumnezeu. Balac i-a trimis. Și 12. Dumnezeu lui Balaam, să nu te duci cu ei și nici să nu blestem poporul acesta, căci este binecuvântat. Balaam s-a sculat dimineața, scăpetenul lui Balac, duceți-vă înapoi în țara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Acești s-au dus și au transmis împăratului cuvintele, Balaam n-a vrut să vină cu noi. N-a vrut pentru că Dumnezeu n-a vrut. Dar Balac a insistat, a trimis din nou mai multe căpetenii și mai cu vază decât cele din tâi și a insistat, nu mai pune piedici și vină la mine, căci îți voi da multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune, numai vino, te rog. Balaam a răspuns ajutorul lui Balac, să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Ce principiu frumos a enunțat aici. Niciun lucru mic, niciun lucru mare împotriva voii Domnului. Dar aici a urmat o slăbiciune. Totuși, vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va spune Domnul. Și interesant, de data aceasta, Dumnezeu a venit din nou, deci iată că se lasă consultat în a afla noi voia Lui și i-a zis lui Balaam, scoală-te și du-te cu ei, dar să faci numai ce-ți voi spune. Deci iată cum Dumnezeu lasă libertate, dar în același timp recomandă să ținem cont de ceea ce El ne învață. Dar dacă Dumnezeu l-a lăsat, de ce a ieșit înainte prin înger? Și doar comportamentul măgăriței l-a salvat de la viață, deși mai bine ar fi fost să moară. Îngerul îi spune, citesc versetul 32, eu am ieșit să stau împotrivă că drum pe care mergeți un drum care duce la pierzare înaintea mea. Și Balaam iară spune ceva corect, dar nu se ține de asta. Am păcătuit, căci nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum și acum dacă nu găsești că e bine ce fac, eu mă voi întoarce. Dar se pare că inima era înclinată să meargă. Și iarăși Dumnezeu a lăsat libertate și Îngerul Domnului a zis lui Balaam, du-te cu oamenii aceștia, dar îi reamintește să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu. Și așa a făcut. Cel puțin în acele prime mesaje, lângă altare, nu s-a abătut de la ceea ce Dumnezeu i-a spus. Însă textul Bibliei ne relatează mai târziu, în aceeași carte Numeri, că Balac, împăratul Moabului, a recurs la o strategie de a atrage tinerii evrei în cursă cu fetele din poporul său. Și această practică a fost lansată subtil de bietul Balaam, care nu a rămas la ceea ce Dumnezeu i-a spus. O vinovăție care i-a atras moartea, nu s-a întors acasă în pace.
într-adevăr ce a spus Domnul a fost adevărat drumul lui, a dus la pierzare, pentru că scrie numărul 31 cu versetul 8, partea finală, că evreii au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor, care nu se dusese acasă. Să luăm o altă referință biblică, Iov, capitolul 33, unde din nou este scris că Dumnezeu folosește diverse forme de transmitere a voii sale. Citim de la versetul 14. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama, așa ca și în cazul lui Balaam. Când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, el vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, atunci le dă înștiințări și le întepărește învățăturile lui, iată scopul, ca să abată pe om de la rău, să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbii, iată și un alt mod prin care Domnul vorbește. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată e frământă oase, de atunci este greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese. Deci și prin împrejurările unei boli Dumnezeu vorbește. În al treilea rând, vreau să observăm aici la cunoașterea voii Domnului că prin rugăciune, ceea ce exprimă dorința noastră de a cunoaște voia Domnului, se facilitează procesul cunoașterii. Și aici e vorba fie de rugăciunea celui în cauză care vrea să cunoască voia Domnului, fie de rugăciunea altor credincioși mai maturi care se roagă pentru cei mai tineri în credință, pentru copiii spirituali, ca să cunoască voia Domnului. Ne oprim aici la rugăciunile apostolului Pavel, așa cum scria el în Efeseni capitolul 1, de la versetul 15. De aceea și eu, de când am auzit pe credința în Domnul Iisus care este la voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele și mă rog ca Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. La fel scrie și celor din Colose pe care nu-i cunoștea, dar pentru care se lupta în rugăciune, citesc Coloseni 1:9. De aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și de pricepere duhovnicească. Și în versetul următor scrie scopul, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. La capitolul cunoașterea voii Domnului mai fac o mențiune, atenție la posibile înțelegi eronate a voii Domnului, cu sau fără intenții și pretenții rele. Să ne amintim de cazul Ahab, când sute de proroci îl îndemnau să meargă pe front la Ramotul din Galat. Era o condamnare venită de la Domnul și el nu a priceput acolo, pentru că nici până atunci n-a vrut să asculte, să înțeleagă voia Domnului. De asemenea, citim în Psalmul 73 despre frământarea lui Asaf, în versetul 15, dacă aș zice vreau să vorbesc ca ei. Deci avea un moment în care a devenit vulnerabil și se gândea oare bine am înțeles eu, este corectă că practica vieții mele, de moment ce întâmpin atâtea greutăți și alții care nu fac ceea ce Dumnezeu poruncește, trăiesc în bine. Dar în același timp își dă seama că dacă s-ar lua după cei răi, n-aș fi credincios, scria el, neamului copiilor tăi. Și în final Dumnezeu l-a luminat și nu a fost înșelat. Lui iau și cazul împăratului Asiriei, despre care citesc în cartea Isaia, capitolul 36, versetul 10, care pe nedrept, cu scop înșelător, pretindea că Dumnezeu l-a trimis să nimicească Ierusalimul.
că încolo Dumnezeu voia să cruci Ierusalimul, Dumnezeu l-a trimis numai împotriva Samariei. Și apoi, fără voia Domnului, m-am suit eu împotriva țării acesteia ca să o nimicesc, afirma el cu trufie. Domnul mi-a zis, suie-te împotriva țării acesteia și nimicește. Dar, cum știți, Domnul a cruțat Ierusalimul. Trecem la capitolul 2, voința și înfăptuirea voii Domnului. Este un verset cheie, un principiu de înțelegere a voii Domnului care se leagă de împlinirea voii Domnului. Ioan 7:17. Sunt cuvintele Domnului Iisus care spunea, dacă vrea cineva să facă voia lui, a Domnului, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă ei vorbesc de la mine. Deci, descoperirea voii Domnului este direct proporțională cu angajamentul și împlinirea voii Domnului. Domnul pune în noi voința și înfăptuirea. Dar a voi sau a nu voi să faci voia Domnului este un act liber și responsabil. Astfel întâlnim în Scriptură referințe și nu numai în viața noastră. Despre oameni care au vrut să facă voia Domnului și alții care nu au vrut să facă voia Domnului. În cartea 2 Cronici, capitolul 33, versetul 10, citesc despre vremea lui Manase și atitudinea lui. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. El a fost cel care a fost pricina, scrie în versetul anterior, nou, dar tot poporul s-a dus după el. El a ajuns condamnat și acolo s-a trezit și s-a pocăit. Scrie în Neemia, capitolul 17, despre istoria evreilor, pentru că aceste acțiuni de neascultare au fost repetate. Neemia 9, versetul 17. Citim și 16. Dar părinții noștri s-au îngânfat și au înțepenit grumazul, n-au urmat poruncile tale, n-au vrut să asculte. Și-au dat uitării minunile pe care le făcuse pentru ei și-au înțepenit grumazul și în răzvrătirea lor și-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Dar tu ești un Dumnezeu gata să ierți îndelungul răbdător, cum am citit din Exod 34, în lecția anterioară, și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Este o reluare aproximativă a descrierii Domnului despre sine. Iată și o altă referință de data aceasta pozitivă, psalmul 119, psalmul omului care dorește să-L cunoască pe Domnul și nu numai să împlinească cele scrise. Citeți versetul 8, vreau să păzesc corânduirile tale. Fiecare ar trebui să avem un astfel de angajament, vreau să împlinesc. Dar, cum aminteam, în poporul evreu, adesea nu s-a vrut. Și scrie în cartea Ieremia, la capitolul 6, un text care scoate în evidență această rea atitudine evreilor. Ieremia 6, versetul 16. Așa vorbește Domnul, stați în drumul, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și le spune și ce vor găsi. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Am pus niște străjeri peste voi, fiți curare minte la sunetul trâmbii, adică Domnul se descopere, dar ei răspund, nu vrem să fim culoare aminte. Într-o asemenea situație, ce poate Dumnezeu să mai facă? Sunt și alte referiri, mă opresc aici. Cert este că omul are libertate să țină cont de voia Domnului
în cunoașterea și practica lui sau să refuze chiar să învețe sau, după ce a învățat, să nu practice ceea ce Dumnezeu l-a învățat. În mod deosebit, monarhii lumii, și prin aceasta înțelegem că omul, în funcție de autoritatea de care dispune, poate să aleagă să facă numai ce vrea să fie Dumnezeu pentru sine, cum scrie și în Cartea Judecător, că fiecare făcea ce voia. Scrie în Cartea Daniel, în capitolul 5, versetul 19, despre Nebucadnețar, că făcea ce voia. Dacă voia pe cineva să-l lase cu viața, îl lăsa, dacă voia să-l ucidă, dispunea ca atare. De asemenea, scrie despre berbecile din vedenia din capitolul 8, că nimeni nu putea să stea împotrivă. Făcea ce voia. Și astfel de atitudini vor culmina cu ceea ce scrie în capitolul 11 despre ultimul monarh sau ultimul conducător al lumii acesteia. Citesc versetul 36. Împăratul va face ce va voi. Da, asta e evident până la o limită, că scrie în finalul capitolului că apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va veni în ajutor. Să ne păzească Domnul de astfel de atitudini împotrivitoare. Voința trebuie însoțită de angajamentele și acțiunile necesare pentru a fi împlinită. Că numai să vrem nu-i destul. E necesar să rămânem în timp în ascultare de voia Domnului. Știți, exemplul care l-a dat Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 21, versetele 29 la 31, despre un tată și cei doi fii cu atitudini diferite. Citesc. S-a dus și i-a spus unuia să lucreze și el a zis, nu vreau. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne. Și nu s-a dus. Și întreabă Domnul, care din amândoi au făcut voia tatălui său? Deci, a face voia tatălui înseamnă nu doar a spune că vrei, ci a împlini ceea ce Dumnezeu cere, ceea ce a înțeles până la sfârșit. Un caz similar avem în Ieremia 34, dar de o anvergură mai mare, în întreg. Poporul Domnului rămas în vremea aceea, din vremea lui Zedechia, s-a luat hotărârea, începând cu cei din conducere, ca să elibereze robii după 7 ani, așa cum era prescris în lege. Dar s-au răzgândit atunci când babilonienii care sideau Ierusalimul s-au retras. Și Dumnezeu ca atare le spune, citesc din Ieremia capitolul 34, versetele 13 la 16, i-au făcut un legământ cu părinții voștri. Dar părinții voștri nu m-au ascultat și n-au luat aminte și voi v-ați întors astăzi voi înși și vă v-ați făcut ce este bine înaintea mea, vestind fiecare slobozenie aproapelui său și ați făcut-o în voială înaintea mea, în casa peste care este chemat numele meu, dar pe urmă v-ați luat vorba îndărât și mi-ați păgărit numele luând iarăși înapoi fiecare pe robe și roabele pe care sloboziseră și lăsaseră în voia lor și i-a silit să vă fie iarăși robi și roabe. Și atunci Dumnezeu le rostește sentința că și babilonii vor veni înapoi și vor cuceri ceea ce s-a și întâmplat. Să luăm însă câteva exemple pozitive de angajamente duse la bun sfârșit în a împlini voia Domnului. Citim din Ezra, din capitolul 10, când în perioada de după robie, acest cărturar iscusit a constatat că nu se împlinea legea Domnului prin căsătoriile cu femei străine. A fost sensibilizat tot poporul de atitudinea lui de penitență profundă și s-a hotărât să se ducă la cele scrise, să cerceteze situația pe teren și să împlinească voia Domnului.
Și scrie aici în Ezra 10 cu 10, preotul Ezra s-a sculat și le-a zis: ați păcătuit luni femei străine și ați făcut pe Israel și mai vinovat. Mărturisiți-vă cu greșeala înaintea Domnului Dumnezeu părinților voștri și faceți voia Lui. Despărțiți-vă de poporile țării și de femeile străine. Toată adunarea a răspuns cu glas tare: trebuie să facem cum ai zis. Au fost unii care s-au împotrivit, dar majoritatea au ascultat și faptul s-a dus la îndeplinire, a durat. Zice aici, în versetul 13, de astfel, aceasta nu este o treabă de o zi sau două, că sunt mulți pentru noi care au păcătuit în privința aceasta. Luăm un alt exemplu. Psalmul 34, versetele 12 la 14. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Angajament. Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare, depărtează de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Și astfel de activități de căutarea binelui, a păcii, trebuie să fie toată viața. Dar asta presupune un angajament foarte ferm. Așa cum întâlnim în cazul Iov, din a cărui carte citesc mai întâi din capitolul 23, versetul 12, zicea el: n-am părăsit poruncile buzilor lui, mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Deci a vrut să împlinească. Citesc și din capitolul 31, unde scrie de la versetul: nu făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-a fi oprit privirile asupra unei fecioare. Și tot de aici, în capitolul 30, citesc: eu, spunea Iov, care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască. A avut ispit. I-a venit cuvântul pe limbă. Dar l-a selectat și ceea ce a fost rău l-a oprit acolo. Mai citesc și din Coloseni, capitolul 4, versetul 12, unde este scris despre Epafra, care, scria Pavel, este dintre ei voștri, vă trimite sănătate, iar roba lui Hristos totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți de plin credința să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Că nu întotdeauna merge de la sine, nu întotdeauna este ușor. Trebuie să ne silim. Și silința noastră va fi sprijinită de harul Domnului, de harul Duhului Sfânt acordat prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin care se completează ceea ce omul vrea și nu poate face. Acest aspect practic este menționat pe larg în Romani, capitolele 7 și 8, după ce în capitolul 7, de la versetul 14, apostolul spune că ceea ce Dumnezeu cere este corect, scrie apoi în versetul următoare că el realizează în mintea lui că este corect, dar vede, citez versetul 19, un pericol cronic, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, și rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și 21, găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac bine, rău este lipit de mine. Eu am comparat legea asta cu legea gravitației, care te trage în jos. Și strigă versetul 24, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbea acest trup de moarte? Adică în trupul meu văd această manifestare care mă conduce la păcat și prin aceasta la moarte. Dar în continuare vede salvarea. Și scrie în capitolul versetul 2, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Este o altă funcționalitate, sub îndemnurile Duhului, trăind în lucrurile Duhului. Și omul nu mai este firesc sau pământesc, ci devine duhovnicesc. Și scrie aici, în
versetul 4, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Deci iată că voia Domnului exprimată în Scripturi sau transmisă prin alte mijloace în funcție de nevoile și situațiile prin care trecem, prin Duhul Sfânt care ne este dat, poate să fie împlinită. Dacă vrem întâi să cunoaștem, apoi dacă vrem să facem, dacă stăruim, dacă, așa cum scrie Petru în a doua epistă, capitolul, ne dăm toate silințele, Dumnezeu, prin aportul Duhului Sfânt, ne dă harul ca să împlinim această voie binecuvântată. Doamne, mulțumim pentru aceasta. Trec acum într-o a treia parte a lecțiunii noastre la câteva aplicații și exemple. Ascultarea sau neascultarea de voia Domnului se întâlnește în toate domeniile vieții. Mai întâi, amintesc ascultarea față de autoritatea supremă Dumnezeu, care se poate manifesta prin ascultare față de autoritățile rânduite de El. Pentru că orice ascultare sau neascultare este mai întâi de toate înaintea Domnului. Apoi, în raport cu oamenii. În cartea Deuteronom, capitolul 1, versetele 25 și 26, este scris despre un moment din pustie în care evreii au făcut o mare greșeală. Scrie aici că iscoadele au adus un raport favorabil asupra țării și au zis: bună țarne de Domnul Dumnezeul nostru. Dar voi, le zice Moise evreilor, n-ați vrut să vă suiți în ea și v-ați răzbătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru. Și știți ce pedeapsă a urmat? 40 de ani de pribegie prin pustie. Citesc și din Efeseni, de la capitolul 6, unde este scris că ascultarea față de autoritate trebuie înțeleasă ca și ascultarea față de Domnul, că El a lăsat acele autorități, fie că e vorba de autorități eclesiastice, familiale sau statale, sociale. Efeseni 6, citim de la versetul 5. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai că sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, că știți că fiecare, fie rob, fie slov, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Iată că nu e vorba doar de porunci omenești prin care Dumnezeu a lăsat ca oamenii să fie organizați și să nu fie haos, anarhie, și e vorba de o raportare la Dumnezeu, la voia Lui care a instituit aceste principii. Apoi, în viața de familie, începând cu momentul căsătoriei, ascultăm de voia Domnului. Știți ce a spus Betuiel și Laban atunci când a venit robul lui Avram și le-a spus toată experiența călăuzirii și dorinței lui Avram cu privire la o fată din neamul lui pentru fiul său, Genesa 24:50. De la Domnul vine lucrul acesta. Noi nu se mai putem spune nici rău, nici bine. Într-o altă traducere, acest verset sună cam așa. De la Domnul vine lucrul acesta. Cum să mai răspundem noi cu rău la ceva bun? Apoi, pe tot parcursul vieții de familie, voia Domnului trebuie să primeze. Nu doar la încheierea căsătoriei. În nașterea copiilor, în educație, în activitățile vieții de familie, economic, în diferite deplasări sau mutări dintr-o țară într-alta, cum a fost cazul familiei din Sunem, gazda lui Elisei,
ci har că s-au dus după voia Domnului și s-au întins la timp sub călăuzirea Domnului. Dar în vremea lui Ieremia avem niște familii de evrei cărora Domnul a spus concret să nu se ducă în Egipt și ei în adins s-au dus. De ce nu au ascultat? Pentru că starea lor spirituală nu era bună, l-au învinuit pe proroc că este influențat, deși el a stat 10 zile înaintea Domnului ca să afle un răspuns corect pentru ei. Apoi, cred mai important, în slujirea sfântă, vom face în biserică ceea ce Domnul vrea sau vom acționa de capul nostru, așa cum le-a spus Moise când s-a răzvrătit Core și ceilalți, că el nu face de capul lui, ci numai ceea ce Dumnezeu îi spunea pe munte. E foarte important ca prin voia Domnului să fim dăruiți lucrării sfinte. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 18, versetul 27, este scris despre Apollo, fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul de Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Dar ce trist, vorbim tot de perioada bisericii, găsim scris în Fapte, în capitolul 5, despre Anania, versetul 4. Dacă nu o vindeai, nu rămânea moșioara a ta? Și după ce ai vândut, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei, cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. A vrut. El cu soția lui s-au înțeles. Și voința lor a fost una vinovată înaintea Domnului. Au încălcat principii sfinte și au fost pedepsiți pe loc. Iată și un alt domeniu de acceptare a voii Domnului, poate mai greu, dar și aici voia Domnului trebuie să primeze, în suferință. Apostolul Petru a scris într-o astfel de vreme prima lui epistolă și în mod repetat face referire la voia Domnului pentru cei ce sufăr. Citesc 2:15, căci voia Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oameni știutori și proști. Capitolul 3, versetul 17. Căci este mai bine, dacă așa este voia Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Capitolul 4, de la versetul 15, nimeni de voi să nu suferă ca ucigaș sau ca host sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Și versetul 19, așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Este un moment ca acel din Ghețiman al Domnului, când se acceptă un pahar, când se acceptă suferința. Așadar, în orice împrejurare, în orice activitate, voia Domnului trebuie căutată și acceptată și apoi împlinită. Trebuie să înțelegem că voia Domnului este sfințenie, adică voia Domnului este, așa cum învățam în prima lecție, izvorâtă din caracterul său și atributul său fundamental este sfințenia. Și trebuie de asemenea să înțelegem că voia noastră este adesea păcat. Pentru că trăim într-o natură coruptă, trăim într-o lume infestată de păcat și condusă de cel care este ispititorul și care provoacă la păcat. Să ne amintim de Saul, care atunci când a fost luat în primire de un duh rău, voia să-l omoare pe David, căuta mai întâi indirect, apoi direct, fără scrupule, să omoare genele său, fără niciun motiv. Voia omului este adesea păcat. În Roman, capitolul 1, este scris în mod repetat că oamenii au această înclinație. Citesc
Romani, capitolul 1, versetul 24, 26 și 28. În toate este un element comun. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftenimilor. Din această pricină Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, fiindcă n-au căutat să păseze pe Dumnezeu în cunoștință, dar Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Deci înclinații, cum scrie și în Geneza 6, numai și numai la rău. Pe când voia Domnului, despre care noi vorbim, vorbim despre o voie care trebuie să o împlinim noi, este sfințenie, este neprihănire. Citesc din 2 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 8. Aici avem un moment de revenire spirituală a unor corinteni de pocăință, care a fost constatată cu plăcere de apostol. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău, și chiar dacă mi-ar fi părut rău că își văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moarte. Căci uite, tocmai întristarea aceasta, și repetă pentru a treia oară, după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Deci au fost cercetați până în străfundul ființei lor. Nu este bine ce facem. Cum zice Scriptura și Vechiul Testament, să ne întoarcem la Domnul, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Și așa au făcut. O altă referință binecuvântată, foarte clară, este în 1 Tesaloniceni, la capitolul 4, unde este scris, de la versetul 3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Dumnezeu ne vrea sfinți așa cum este El. Aici scrie în continuare despre păcatele trupului, despre pornirea la rău, așa cum scrie și în Efeseni 4, a neamurilor, de care noi trebuie să ne dezicem în urma cunoașterii lui Dumnezeu și a angajamentului nostru de a face voia Lui. Și un ultim aspect aici la aplicații. Cel mai plăcut Domnului este să faci voia Lui de bunăvoie. Așa cum se bucura Dumnezeu de darurile de bunăvoie ce se aduceau în vechiul legământ. A face voia Domnului de bunăvoie înseamnă a înțelege pe deplin că voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită. De aceea scria Apostolul Pavel lui Filimon, citesc din epistola sa, de la versetul 14, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Asta ar fi de așteptat. La fel scria și Petru în prima epistolă, în capitolul 5, slujitorilor, versetul 2, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu. Când se împlinesc acestea două, bună voia noastră, dorința noastră, fără rezerve, să se întâlnească cu voia Domnului, este idealul, desăvârșirea. Doamne, ajută! O astfel de atitudine au avut macedonienii, cei cu care Pavel avea relații foarte bune, pentru că au fost oameni credincioși. Cu adevărat, scrie în 2 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 5, și-au făcut aceasta nu numai după cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. O dăruire deplină. Închei cele prezentate despre voia Domnului, ce ne revine nouă să o cunoaștem și să o împlinim, punctând în mod categoric că nu e ceva facultativ,
Să înțelegem că mântuirea noastră depinde de respectarea voii Domnului. Domnul a spus foarte clar, mai clar decât ceea ce scrie în privința aceasta David în Psalmul 15. Citesc din Matei de la capitolul 7, începând cu versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dracii numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Ce moment de nedorit! Repet, mântuirea omului depinde de respectarea voii Domnului. Dacă o împlinim pe deplin și permanent, vom fi cu adevărat ai Domnului, ca îngeri aleși, despre care scriem Psalmul 103, versetul 21, că sunt robii lui care fac voia lui. Așa să ne ajute Domnul și nouă. Atunci vom face parte pe deplin și pentru totdeauna din familia Domnului. Așa spunea Domnul Iisus Hristos atunci când au venit rudenile. El a spus care este adevărata lui relație de rudenie și cine este cu adevărat rudenie cu el și cu Tatăl. Matei, capitolul 12, versetul 50. Cuvinte relatate și în Marcu 3, cu 35. Căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Să fim așadar și noi ca Domnul care a împlinit pe deplin voia Tatălui și vom fi fii ai Tatălui. Și prin asta, bineînțeles, moștenitori a împărăției sfinte. Împărăție, mântuire oferită celor ce fac voia Domnului. Poate fi împlinită voia Domnului. Duhul Sfânt, cum spuneam, ne este dat pentru asta. Scripturile ne sunt date ca să înțelegem. Avem toate condițiile. Totul depinde de noi. Dacă vrem sau nu să facem voia Domnului. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Amin!